Birocrația bate orice dezastru, este realitatea pe care o scoate la iveală cea mai mare simulare de cutremur desfășurată vreodată în țara noastră. Nu clădirile căzute peste români ar putea produce cele mai multe pierderi de vieți, ci legile prost gândite. Nici spitalele din țară nu trec testul unei calamități. Acesta e rezumatul intervențiilor de la simularea de cutremur. În realitate, însă, în cazul unui dezastru, niciunul din sutele de doctori care au venit în România nu ar fi putut să se atingă de nici măcar un singur pacient. Asta pentru că legea cere un certificat de liberă practică, un document care se liberează în 10 zile, chiar și în caz de dezastru. În lipsa documentului, nici spitalele ridicate de salvatorii din Norvegia, Italia, Austria și Israel n-ar fi putut să fie folosite. Nu e singura problemă în care se împiedică salvarea de vieți. Chiar dacă trebuie să iei o decizie imediată de evacuare, nu este așa de ușor. Deci când să evacuezi, știi că este, de exemplu, un risc de explozie și trebuie să evacuezi pe toți, poți să evacuezi un bloc, dar nu poți să evacuezi, de exemplu, un cartier așa de ușor până nu ai toate deciziile. Până nu ai anumite decizii deasupra comandantului intervenției. Treci prin Comitetul pentru Situații de Urgență. Cred că trebuie și hotărâre de guvern. Avem probleme care ne vor bloca. Un cutremur de 7,5 grade produs în Vrancea la 140 de kilometri adâncime s-a resimțit cel mai puternic în București, Bacău, Galați, Brăila, Buzău, Prahova și Argeș. Același cutremur ar avea o intensitate medie în Transilvania și Moldova. Doar locuitorii din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare nu ar resimți deloc seismul. În cutremurul și replica simulate de autorități, experți au calculat că 4600 de persoane au murit, aproape 9000 au fost rănite, iar 800 nu au fost recuperate de sub dărâmături. Un cutremur produs noaptea dublează numărul de victime. Acum este chiar liniște, adică nu se produc cutremurile de 3, de 2, depinde de zi. Sunt zile când se produc și 3-4 cutremure. Ar trebui făcut la nivel național un inventar individual al clădirilor, școlilor, cum se comportă fiecare școală, fiecare clădire a unei instituții care are rol de coordonare în cazul unui cutremur. Experții admit că nu ne putem baza nici pe spitalele din România în cazul marelui cutremur. Jumătate s-ar prăbuși, iar cele rămase în picioare s-ar închide în câteva zile din lipsă de medicamente. La simularea de seism, experții nu au luat în calcul și pagubele care ar putea afecta metroul. Anul viitor, în București, va avea loc și cea mai mare simulare desfășurată în Europa de intervenție la dezastru în subteran.